Acest isihas nu este de fapt un curent cultural și atât, ci este un fenomen genuin al vieții teologice, al vieții bisericești ortodoxe. Este, am putea spune, marca identitară a ortodoxiei. Numai că la acest isihas nu se ajunge deodată. Nu e vorba de o apariție a unui curent de tipul curentelor culturale, să zicem romantismul sau iluminismul. Nici ele nu apar din neant. Propriu zis, termenul de isihie, de liniște, da, în grecește, apare de-a lungul întregii literaturi patristice. Iar încercarea de a duce o viață liniștită, total dedicată lui Hristos, practicând neîncetat pomenirea numelui lui Hristos, este mult mai veche decât secolul al XIII-lea. De pildă, părinții neptici, părinții din Sinai, de la muntele Sinai, undeva în secolele 6-7, deja practicau un soi de rugăciune a inimii, o neîncetată pomenire a numelui lui Hristos. Filozofia lor, sau mai bine zis, modul lor de viață, consta în câteva puncte, dintre care pomenirea neîncetată a numelui lui Hristos era lucrul cel mai important. Alături de amintiri, aducerea aminte de moarte, există și o icoană a unui părinte neptic, a Sfântului Sisoie, care se uită într-o groapă unde zărește niște oseminte. Sunt osemintele lui Omegas Alexandros, Marele Alexandru, Alexandru Macedon, care a cucerit toată lumea cunoscută. A fost primul împărat. El e părintele ideii imperiale în Europa. Și privește în groapă și contemplă oasele celui mai mare militar care a trăit vreodată în Europa. Aducerea aminte de moarte, așadar, este un alt aspect al părinților neptici, al modului de viețuire neptic. Însă, repet, în centru se află această idee de a pomeni neîncetat numele lui Iisus. Exact ceea ce vor face mai târziu isihaștii propriu-ziși, când în rugăciunea inimii vor relua de fiecare dată, și facem și noi asta, după putințele noastre ale fiecăruia, reluăm: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă și mă mântuiește pe mine păcătosul. E o chemare neîncetată a numelui lui Hristos. Dacă vreți, până la urmă mergem mai departe. Mergem la îndemnul Sfântului Apostol Pavel: rugați-vă neîncetat, din prima epistolă către Tesaloniceni, unde Sfântul, sigur că dă un îndemn comunității din Tesalonic, însă acest îndemn a reprezentat leitmotivul culturii monastice, în general. E întrebarea pe care și-au pus-o neîncetat monahii creștini: cum să mă rog neîncetat? Firește, întrebarea a primit diverse răspunsuri, pentru că, iată, unii au înțeles acest îndemn în sensul de a lăsa orice activitate umană, cotidiană, orice grijă lumească și a se dedica eminamente rugăciunii. E vorba de un curent eretic din secolul al V-lea, masalienii sau mesalienii, termen care vine de la mașal din siriacă, cuvânt echivalent cu efii în greacă, rugăciune, rugători. Ei spuneau: noi doar ne rugăm. Noi nu facem nimic altceva, noi nu muncim, noi doar stăm și ne rugăm. Închipuiți-vă, în secolul al V-lea, acești mesalieni deveniseră o adevărată plagă pentru Orientul apropiat, în special pentru Asia Mică. Mergeau în grupuri mari, se sălășluiau pe sub poduri, prin piețele publice, nu munceau, nu făceau nimic, ei spuneau: doar ne rugăm, pentru că Sfântul Pavel a spus: rugați-vă neîncetat. Monahismul egiptean, la rândul său, s-a preocupat de a da răspunsul la această întrebare: cum să ne rugăm neîncetat? Și răspunsul monahismului egiptean este acela că ne rugăm neîncetat dacă viețuim după motoul ora et labora, roagă-te și muncește. Există undeva în Pateric chiar o relatare foarte frumoasă a întâlnirii dintre un călugăr egiptean și un călugăr sirian. Și călugărul egiptean și sirian sunt preocupați amândoi, în egală măsură, de răspunsul la întrebarea: cum să ne rugăm neîncetat? Și sirianul zice: eu mă rog neîncetat. Păi cum faci asta? Întreabă egipteanul. Păi uite, eu nu fac nimic altceva decât mă rog. Aha, zice, și toată ziua te rogi, toată ziua mă rog. Păi și tu cum faci? Zice sirianul. Păi zice, da, eu nu fac ca tine.
Păi de ce nu faci ca mine? Păi zice, uite, tu când dorm, cum faci? Cum te rogi? Când dorm, nu mă rog, normal, dorm. E, zice, uite cum fac eu, zice egipteanul. Cât sunt treaz, mă rog neîncetat și lucru la împletirea coșurilor, rucodelia, lucru mâinilor. După aceea mă duc cu aceste coșuri la Alexandria, le vând, sau, iar venitul pe care l-am îl împart săracilor. Iar cei care au primit dania aceasta de la mine, binefacerea aceasta de la mine, atunci când eu dorm, se roagă pentru mine. Și așa eu mă rog neîncetat. Deci acesta este leitmotivul vieții duhovnicești ortodoxe, rugăciunea neîncetată, care își găsește formula desăvârșită în isihasm, în rugăciunea inimii. Deci nu este o invenție, nu e ceva apărut din eter, ci pur și simplu tradiția ortodoxă care neîncetat a căpătat noi valențe, care neîncetat s-a îmbogățit fără a se îndepărta de izvoarele sale. Tradiția rămâne fidelă izvoarelor sale. Dacă s-ar rupe de izvoare, n-ar mai fi tradiție. Ar fi revoluție, o ruptură între izvor și viețuirea cotidiană, viețuirea noastră, modul nostru de viețuire. Lucrul acesta nu se întâmplă, din potrivă. E o îmbogățire, o polifonie a vieții bisericii, putem să spunem așa, pentru că, observați, sunt foarte multe tradiții care sunt înmănunchiate ca într-un buchet. E bine, isihasmul preia toate aceste tradiții, inclusiv teme pe care le întâlnim în curentul mesalian de care vorbeam și care inițial fuseseră, la prima vedere, respinse de biserică. De pildă, una dintre temele mesaliene era simțirea harului. Firește, mesalienii înțelegeau această simțire a harului într-o manieră fizică. Erau similari cu mișcările de tip Quaker sau penticostal din Occident. Se dorea o simțire concretă a harului. Tema însă a fost recuperată de isihaști, de spiritualitatea ortodoxă. Și înainte de isihaști, de precursorii isihaștilor din secolul al XII-lea, de pildă de un mare teolog precum Sfântul Simeon, un teolog, care vorbește tocmai de această simțire a harului, despre această teodramatică, după cum spune un teolog apusean, Hans Urs von Balthasar, un teodramatism, relația aceasta dramatică cu Dumnezeu, în care îl chemăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne răspunde, Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră, dar Dumnezeu se și retrage. Și spune Sfântul Simeon, și mă simțeam ca cel mai nenorocit dintre câini. Eram atât de nefericit, unde este Dumnezeul meu? Eram atât de fericit și acum nu-L mai găsesc. Și apoi iarăși mi se arată, și apoi iarăși îl caut. E bine, simțirea harului devine una, este recuperată ca temă, este rearticulată în sensul ei duhovnicesc și în felul acesta isihasmul de care vorbim este mai curând, ar trebui mai curând înțeles ca o mare sinteză a întregii tradiții ortodoxe. De aceea spuneam că este marca specifică a ortodoxiei și că el ne definește în așa măsură încât în secolul al XIII-lea, în secolul al XIV-lea, când se conturează și identitatea teologică apuseană, avem acest fenomen aproape în același timp petrecut, înrăsărit, sintetizând tot ceea ce se întâmplase în istoria spiritualității ortodoxe de-a lungul timpului.